Să știți că proiectul acesta a început inițial din dorința de a proteja copiii și l-am lucrat împreună cu cei de la Salvați Copiii și cu colegul meu Cătălin Teniță, pentru că am văzut cu toții cum anul trecut un primar care a întreținut relații sexuale cu o fată de 13 ani, vreme de 3 ani, a fost reales într-o funcție și am văzut și zilele acestea mare scandal pe la TV și vă spun cu tristețe în suflet că din această sală, după ce va trece această lege, suntem singurul partid care nu trebuie să dea afară oameni. Deci avem deputați care au abuzat de copii, avem primari care au abuzat de copii și totuși, în continuare, dacă nu va trece această lege, ei vor putea să ocupe funcții publice și să fie în fruntea comunităților și mai rău și a țării. Astăzi avem la vot acest proiect de lege prin care ce facem este că interzicem candidatura și dreptul de a ocupa funcții publice pentru oamenii care au fost condamnați penal în țara noastră. Fie că vorbim de infracțiuni, abuzuri grave împotriva copiilor, pentru că de la asta am pornit și am reușit astăzi să extindem la infracțiuni penale săvârșite cu intenție. Violatorii de copii și corupții nu au ce căuta în fruntea comunităților și chiar vreau să le mulțumesc tuturor colegilor din Comisiile de Administrație și Comisia Juridică și sper ca astăzi la vot să spunem cu toții fără penali în funcții publice locale. Ăsta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem tuturor oamenilor din fruntea țării. Și vreau să le mulțumesc și doamnelor președinte care prezidează comisiile juridice și de administrație publică. Mulțumim!